găsit în centrul atenției. Sunt Bogdan Papacostea, discutăm și astăzi despre cele mai importante știri ale zilei. Ca întotdeauna vă fac invitația de a contribui și dumneavoastră la această emisiune. Undeva în colțul de jos dreapta vă așteaptă un număr de telefon la care puteți suna oricând pentru a discuta, desigur, pe temele propuse. Nu putem să nu discutăm însă despre COVID-19, despre numărul mare de cazuri de astăzi și, desigur, despre decizia Guvernului de a prelungi starea de alertă cu încă 30 de zile. Astăzi, Nelu Tătaru s-a exprimat într-un mod, aș spune, lipsit de ambiguități, când a spus că nu ne așteaptă nici restricții, dar nici relaxare. Adică, ceea ce este astăzi se prelungește pentru încă aproximativ 30 de zile. E o perioadă, desigur, foarte stresantă, o perioadă plină de incertitudini, în care nu mai știm dacă putem să plecăm din țară sau putem să ne întoarcem în țară, dacă suntem sau nu băgați la carantină sau autoizolare sau izolare și așa mai departe. În această perioadă stresantă, desigur, apar foarte multe informații contradictorii, iar delirul multora dintre noi o ia realmente pe arătură, pentru că asta face delirul, conform etimologiei sale. O ia pe arătură. Lira, în limba latină, înseamnă realmente arătură. Dar vom mai discuta despre etimologii și cuvinte ceva mai încolo. Deocamdată însă să vă spun că astăzi au fost 637 de cazuri. Să ne îngrijorăm, să nu ne îngrijorăm. Însă aceste 637 de noi cazuri au fost identificate în urma aplicării a 14.237 de teste, ceea ce înseamnă o rată de infectare de 4,47%. Ieri au fost 413 cazuri identificate, adică, iată, cu mai mult de 200 mai puțin. Dar au fost făcute doar 6.655 de teste, pentru că a fost weekend. Sunt raportări din weekend și în weekend se știe, chiar și virusul își ia câteva momente de răgaz. Dar, raportându-ne la numărul de identificați și teste aplicate, procentul de infecții de ieri a fost de 6,21%. Așa că dacă ieri pe cifra de 413 am fost relaxați, că au fost doar 413, astăzi pe cifra de 637 ar trebui să fim chiar și mai relaxați, pentru că procentual este mai puțin decât a fost ieri, respectiv decât a fost în weekend. Și tot așa, deci, trebuie să înțelegem această chestiune elementară. Cifrele în sine nu spun nimic, dar raportarea lor la alte valori ne arată cum stăm în realitate. Așadar, vă repet cifrele de astăzi, 637 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, dar identificate după aplicarea 14.237 de teste, ceea ce înseamnă că rata de infectare este de 4,47%. Suntem, desigur, din ce în ce mai îngrijorați, de fapt. Așteptăm să vedem cum evoluează situația, pentru că nu e vorba doar de România, oricât am vrea noi să ne imaginăm că are ceva guvernul cu noi. E vorba despre toată lumea și sunt deja destule state care iau măsuri de autoprotecție în ce privește pe cetățenii altor state, adică se izolează, de fapt, sau sunt state care iau măsuri chiar în ce privește pe proprii cetățeni, recurgând iar la carantină și la izolare forțată pentru o săptămână sau pentru nu se știe ce perioadă. Cu alte cuvinte, deci, oricât am vrea noi să credem că totul este o invenție a nu se știe cui, a lui Bill Gates sau a extraterestrilor, situația este mai degrabă serioasă, iar semnalele care vin dinspre spitale nu sunt nici pe departe fake news. Sunt realități la care, până la urmă, va trebui să ne adaptăm. Va trebui să ne spălăm pe mâini, va trebui să ne spălăm în general, să purtăm masca și, desigur, să nu ne mai băgăm în sufletele celorlalți, pentru că asta poate duce la răspândirea mult prea rapidă a acestui virus, oricum deja foarte contagios. Dar vă spuneam că delirul ajunge la apogeu și, pentru că suntem într-o epocă în care informația se transmite foarte repede și orice delirant poate să se manifeste fără niciun fel de opreliște, am aflat despre un anume domn Coltor, Raul Coltor, care l-a amenințat pe Raed Arafat cu moartea. Păi, să-l ameninți pe Raed Arafat cu moartea în aceste zile este realmente aproape blasfemie.
Este desigur gestul unui om care nu are toate mințile în cap, nu este așezat complet în propria lui minte, dar acest Raul Coltor este un client vechi al teoriilor conspirației și teoriilor de orice fel, pentru că el a mai apărut în fața oamenilor acum un an de zile, mai precis, atunci când a vorbit despre niște sume uriașe vehiculate între serviciile de informații, el însuși fiind un fost agent, ați înțeles, știți dumneavoastră despre ce este vorba. Acest tip de delir se de grandoare atunci când delirantul își imaginează că în mâinile lui, în mintea lui, în informațiile lui, stă chiar soarta umanității. Și că în momentul în care el iese la suprafață și se autodetonează, lumea va fi salvată. Eu vă propun să vedem un caz clasic deja de astfel de delir la domnul Coltor, pe care l-am găsit la o simplă căutare pe YouTube, să-l vedeți și dumneavoastră. Omul este foarte coerent, pare că știe ce vorbește, pare că informațiile pe care le prelucrează și le emite sunt unele serioase. Deci nu vă lăsați păcăliți. Veți vedea că s-ar putea să îi dați chiar crezare. Tipul este convingător. Între anii 2002 și 2005 am fost recrutat și angajat în cadrul Direcției Generale de Informații a Armatei, în serviciul de control informații. Specializarea mea era de analist, planificare și penetrare a sistemelor care formează, de fapt, spațiul virtual. Misiunea care mi-a fost încredințată de către domnul general Sorin Ioan, șeful statului major al forțelor terestre, era de a forma o echipă care să contracareze planul sistemului bancar global de subjugare financiară și economică a României. Și prin intermediul spațiului virtual se ducea și se duce un război neconvențional invizibil de distrugere și cucerire a sistemului financiar economic al tuturor țărilor și implicit al României, începând cu decembrie 1989. La ordinul sistemului bancar global deținut de familia Rothschild, CIA și armata americană au îndeplinit acest ordin cu succes. Statul român deține documentul prin care se atestă acest ordin. Pe parcursul acestor ani, în urma operațiunilor de culegere de informații și analize, s-a creat și dezvoltat o bază de date electronice de tip metadate. În această bază de date se regăsesc metodele, procedurile și elementele constitutive prin care sistemul global bancar reușește să își impună planul de distrugere financiară economic a oricărei țări, în cazul de față România. În anul 2009, misiunea a fost îndeplinită cu succes, rezultatele ei urmă să fie puse în aplicare în favoarea statului român. Tot în anul 2009, eu personal mi-am înaintat demisia datorită unui context legat de faptele corupte și trădare națională, pe care o să-l comunic la momentul potrivit. În anul 2011 am ajuns la concluzia că rezultatele muncii depuse nu s-au fructificat în niciun fel în favoarea poporului român, datorită elementelor de corupție. Sunt foarte mulți oameni din categoria asta, oameni care găsesc un debușeu acum când sunt ascultați și din păcate au și foarte mulți ascultători. În categoria asta încadrez la genul ăsta de delir și pe cei care colportează la nesfârșit teorii care până la urmă zăpăcesc pe toată lumea, deși n-ar trebui să o facă. O teorie care a fost demontată ieri, dar pe care o dăm și noi astăzi, pentru că se potrivește cu contextul, este cea legată de sârmulița aflată în masca de protecție. Știți și dumneavoastră, a spus o mască și a simțit o sârmuliță acolo. Ei bine, foarte mulți au spus că acea sârmuliță este o antenă 5G. O mare problemă această tehnologie 5G, deși tehnologia 3G sau 4G acum în funcțiune, n-a părut să ridice astfel de probleme. Ei bine, acest 5G a dat realmente lumea peste cap. Mă întreb ce se va întâmpla când va intra pe piață tehnologia, ei bine, 6G, mai ales că știm 6 cu alți 2 de 6 în coadă, ei bine, 666 deja nu mai are nevoie de nicio prezentare. Așadar, ce se va întâmpla când vom avea de face cu tehnologia 6G? Bun, chiar Reuters, marea agenție de presă Reuters, a apărut ieri și a demontat această teorie a sârmuliței, îmi venea să zic din nas sau gândindu-mă la Gabriela Firea, nu mai zic de unde, a sârmuliței antenă 5G. Citesc articolul. Teoriile conspirației și-au făcut loc prin toată lumea unde există și coronavirus, astfel că Reuters a luat un video distribuit masiv de utilizatorii rețelelor de socializare în care un bărbat susține că banda metalică din măștile medicinale este o antenă 5G și a verificat informațiile. Reuters a verificat informațiile. Mi se pare uluitor că se ajunge în punctul ăsta, dar se pare e necesar să se întâmple așa ceva.
Clipul poate fi văzut în continuare pe Facebook, însoțit de un mesaj introductiv care anunță informații false, conținut verificat de instituții independente de verificare a informațiilor. Așadar, stimați telespectatori, Reuters, marea agenție Reuters, a trebuit să demonteze o asemenea știre falsă care arată cât de departe poate să meargă, nici nu știu cum să o numesc, capacitatea noastră a oamenilor de a ne lăsa vrăjiți de povești care dau o explicație unei realități, de fapt, mult prea complexe sau ceva mai complexe decât presupune acea simplă explicație. Și pentru că suntem la fake news și la înșelătorii, marea problemă Grecia și granițele ei mai mult închise decât deschise a condus și la o rezolvare a problemelor apărute, pentru că, iată, se pare la granița cu Lata Promahona, singura deschisă, Grecia-Bulgaria, singura pe unde turiștii români pot să treacă, de fapt, au apărut și teste negative COVID-19 falsificate. Costă 30-40 de euro în funcție de câte cumperi, probabil. Îmi amintește asta de momentul în care niște cetățeni vindeau facturi în alb pe la colț într-o perioadă, desigur, de mare improvizație în economia românească. Se pare că se poate întâmpla așa ceva și cu testele negative, însă falsificate la granița cu Grecia. Desigur, nu vă sfătuiește nimeni să achiziționați așa ceva, cert este însă că cineva a avut deja inițiativa și a făcut asta. S-a dus să vândă teste falsificate. Ferească Dumnezeu! Dar vorbeam la începutul emisiunii despre ceva etimologii, despre ce înseamnă a delira etimologic, chiar din limba latină, lira înseamnă arătură, a delira înseamnă a o lua pe arătură la propriu. Mai avem însă un cuvânt care a provocat niște mici diversiuni pe internet. Candidatul liberal Virgil Chițac a fost prezent în acest studio la emisiunea colegului meu Cristi Hagi. Acolo a vorbit despre ce trebuie să vorbească un candidat la primărie. A discutat, printre altele, despre cetățeni, înghesuială și despre alienare. A vorbit despre cetățeni în această direcție. A spus că pot fi alienați. Și atunci am văzut astăzi pe Facebook niște reacții cât se poate de indignate ale unor cetățeni care spuneau: uite-l pe Chițac, ne-a făcut alienați, adică bolnavi mental. Mi s-a părut, nu-l simpatizez în mod special pe domnul Chițac, după cum nici nu-l antipatizez, a idem și cu Făgădău și cu alți candidați, dar mi s-a părut că este totuși o nedreptate care îi se face candidatului, pentru că, de fapt, cuvântul alienat nu înseamnă nebun, înseamnă înstrăinat. După cum puteți constata, afla și dumneavoastră în momentul în care intrați pe Dex și căutați acolo explicații. Așadar, aliene, în franceză înseamnă a înstrăina, are în primul rând o conotație juridică, a înstrăina dreptul de proprietate, provine din alienus, care înseamnă străin în limba latină. Desigur, are și o conotație psihiatrică, iată, persoană care s-a înstrăinat însăși, sau persoană care suferă de o boală mentală, dar folosim cuvântul alienat cu sensul bazal de înstrăinat. Este o filozofie care ne alienează, care ne îndepărtează de. Desigur, are și termenul împământenit de alienat, de bolnav mental, dar din contextul discuției pe care am auzit-o și o să o vedem imediat cu toții, acolo cuvântul alienat este folosit cu sensul de înstrăinat. Este o politică, una care ne înstrăinează. Așadar, să nu o luăm chiar razna, să nu ne ducem în direcții care sunt realmente doar prostii, numai pentru că un candidat ne este antipatic. Trebuie totuși să ne păstrăm așa, cumva, aproape de adevăr. Să-l vedem pe domnul Virgil Chițac, spunând cuvântul infam. Suntem o societate coezivă, trebuie să ținem pe oameni aproape, să nu sufere foarte mult, nu e dorința lor că au devenit alienați, dar în același timp noi trebuie să creăm bazele economice a orașului. Așadar, cetățenii au devenit alienați, adică au devenit înstrăinați, însingurați, poftim. Aliene, de la alienus, înseamnă străin, înstrăinare, cu o conotație juridică și, desigur, chiar și psihiatrică, dar termenul de bază înseamnă înstrăinare și mă opresc aici cu explicația.
Dacă le găsim candidaților și contracandidaților nod în papură, cred că îi ajutăm de fapt. Așa că, stimați utilizatori de Facebook și critici, trebuie să căutați ceva mai în profunzime pentru a găsi o critică reală la adresa cuvintelor candidaților. Mergem mai departe, focar de coronavirus la o fermă din Marea Britanie, unde lucrează aproximativ 100 de români. Dintre aceștia, 28 au fost confirmați cu COVID-19. Un focar de coronavirus a fost depistat la o fermă din Marea Britanie, unde lucrează 100 de români, 28 testați pozitiv pentru COVID-19, a anunțat chiar Ministerul Român de Externe. La această fermă au fost confirmați 73 de angajați cu coronavirus, dar numai 28 sunt români. Pentru informațiile preliminare obținute luni seară din partea reprezentanților Agenției de Plasare a Forței de Muncă, la ferma în cauză își desfășoară activitatea aproximativ 100 de cetățeni români, iar 28 dintre aceștia au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Cetățenii români sunt asimptomatici, slavă lui Dumnezeu, așadar sunt purtătorii virusului fără să manifeste boala. Starea de sănătate este bună, beneficiind de monitorizare zilnică de către Serviciul de Sănătate Publică, precizează Ministerul Afacerilor Externe, și un moment în care trebuie să mai discutăm despre cum este tratată boala, infecția în Regatul Unit, în Anglia, acolo unde, dacă ești suspect de COVID-19, ți se recomandă să stai la domiciliu și să iei eventual un paracetamol. Dacă situația ți se agravează, atunci sun la o direcție de sănătate și, desigur, vei fi luat în custodie, dus la spital. Alminteri, dacă boala se păstrează la un nivel, să-i spunem, acceptabil, stai frumușel acasă, fără să mai sperii pe nimeni, fără să te mai ia salvarea, fără să te mai numere nimeni prin spitale, unde să aștepți eventual atenția speriată a vreuneia dintre cadrele medicale. Așadar, în Anglia se pare felul în care este abordată îmbolnăvirea este ceva mai, să zicem, lipsit de tensiunea atât de prezentă în România. Din păcate, atât de prezentă în România, pentru că asta îi face pe atât de mulți dintre noi sceptici și, iată, gata oricând să facă orice, să mintă, să plece din spital, pentru că spitalul nu e așa. E un loc cât se poate de periculos pentru sănătate, paradoxal. Știm asta, nu trebuie să ne mai spună și altcineva. Dar mergem mai departe, așadar revin la prelungirea stării de alertă în România. Bine că nu a venit vreo stare de urgență peste noi văzând cifrele. Guvernul prelungește starea de alertă cu încă 30 de zile. Decizia se pare că va fi luată în ședința de guvern de mâine, potrivit surselor. Toată lumea vorbește însă despre asta. Încă nu este o decizie oficială, dar asta, sursele desigur, nu au vorbit degeaba, ne pregătesc, să spunem, pentru ceea ce ne așteaptă. Cu alte cuvinte, deci, realitatea următoare nu este neapărat relaxată, este probabil și va fi probabil mai departe semănată în fiecare zi de intervenții ale președintelui Iohannis, de intervenții ale ministrului Sănătății Nelu Tătaru, ale ministrului de Interne. Vom fi luați pe toate părțile și certați și îndrumați, astfel încât până la urmă să ne dovedim, cum să-i spun, cu mințenia și aderența la sfaturile guvernanților. Toți cei care au apucat să iasă din țară și să călătorească în Bulgaria sau în Franța sau în Anglia sau în Grecia, spun că nicăieri nu văd această atmosferă de panică instalată în România. Foarte mulți au și niște teorii legate de această panică, parcă generată artificial, dar noi spunem și sperăm că nu este generat artificial, că nu e niciun interes major la mijloc, că este vorba pur și simplu despre stilul nostru, un stil mai degrabă axat pe frică. Noi românii se pare reacționăm mai bine la spaimă și avem nevoie să fim înfricoșați în fiecare zi. De altfel, haideți să spunem că asta este o veste bună. O veste bună e aceea că spitalul militar multirol, cum mi se spune, instalat pe bani frumoși de Unifarm în Constanța, în zona stadionului Portu, este în continuare nefuncțional. A costat aproape 12 milioane de lei, adică o sumă foarte mare. Are peste 50 de locuri de cazare
Din fericire însă nimeni nu a ajuns până acum acolo. Noi ne întrebăm dacă acest spital are până la urmă toate avizele. A trecut ceva vreme de la ultima știre care spunea exact asta, că spitalul mai așteaptă niște avize. Momentan nu sunt avizele sau nu știm despre ele. Dacă situația o fi rămas aceeași, putem să presupunem însă că a rămas aceeași, pentru că n-am auzit niciun update, nicio informație mai proaspătă. Așadar, avem în Constanța, deci, un spital care a fost montat pe bani frumoși special pentru eventualele cazuri pe care spitalele obișnuite n-ar fi putut să le preia. Din fericire însă, noi în Constanța stăm foarte bine. Și este chiar miraculos că stăm foarte bine. Chiar ministrul sănătății a lăudat autoritățile constanțene, care se pare, într-un fel sau altul, au reușit să țină sub control numărul de infecții din Constanța, deși aici avem atât de mulți turiști și chiar a fost loc de carantinare spre spaima unor băieți de la PSD care nu mai puteau de frică în momentul în care s-a anunțat că aici vor veni cetățeni români aflați în carantină sau în izolare pentru o perioadă. Așadar, stă foarte bine la numărul de noi infecții și am zis că ăsta poate fi considerat un miracol sau, de ce nu, chiar o dovadă de foarte mare competență din partea autorităților. Numai că am impresia, răspunsul este nici miracol, nici competență, răspunsul stă în altă parte, tot în cifre. În județul Constanța, se pare, s-a testat foarte puțin, au fost cam 18 teste la 1000 de locuitori. Media pe țară este de aproximativ 40 de teste la 1000 de locuitori, informații de pe g4media.ro. Așadar, în Constanța s-a testat mult mai puțin, sub jumătate din media țării, și atunci era firesc să fie și mai puține cazuri identificate. Ne gândim dacă nu cumva metoda Trump, Donald Trump asta a și spus, dacă testăm mai puțin, avem mai puține cazuri, dacă testăm mai mult, avem mai multe, ergo testăm mai puțin. Cred că autoritățile din Constanța au luat în considerare această idee, au testat mai puțin și, surpriză, competență, miracol, spuneți-i cum vreți, în Constanța avem un număr mai mic de cetățeni infectați. Ceea ce este, desigur, excepțional. Dar mergem mai departe, apropo de minuni. Vi l-am arătat ieri, nu ne-a făcut plăcere, dar vi l-am arătat ieri pe Garcea, pe Mugur Mihăescu, marele comic, sau ce-o fi el, întreprinzător în ultima vreme. Se pare că umorul nu mai este neapărat apanajul lui, presupunând că a fost vreodată, dar știu că mulți dintre dumneavoastră v-ați distrat urmărindu-l. Ei bine, pentru că a apărut în fața cetățenilor, s-a urcat pe butoi și a vorbit ca un om liber, ce este, ca un dac liber, astăzi presa neprietenă i-a și scos dosarul care a apărut în exclusivitate pe g4media.ro. Mugur Mihăescu Garcea a fost recrutat de securitate pentru a șturna colegii din familii de militari. Cum o dai? Dai peste, nimerești un fost securist sau turnător, mă rog. Mugur Mihăescu Garcea, unul dintre purtătorii de mesaj la mitingul de duminică seara din Piața Victoriei, a fost recrutat de securitate în timpul armatei pentru a furniza informații despre colegii lui militari, potrivit CNSAS. Mihăescu, care a propovăduit Revoluția Gândirii la mitingul de duminică, a semnat angajament cu securitatea în 2 iunie 1986 și a primit numele conspirativ Mihai. Așadar, nu este un zvon sau o răutate gratuită. Este o informație certă de la CNSAS, momentul în care apare e desigur unul foarte sensibil. La scurt timp de la recrutare, Mihăescu a început să scrie note despre colegii lui, despre prieteni sau despre persoane necunoscute cu care se împrietenea, obținea informații de la aceștia pe care apoi le transmitea securității. Așadar, ăsta a fost Garcea de mic. Principalele teme care apar în notele semnate de Mihăescu la securitate sunt relațiile amoroase ale celor cu care discuta, valuta sau obiectele din străinătate pe care aceștia le aveau sau relațiile cu străinii pe care colegii sau prietenii lui le cultivau. Într-un din episoade, Mihăescu explică securității cum un coleg de-al său are o iubită în Israel, acolo unde s-a mutat și mama sa și fratele Vitreg, în urma separării de tatăl său care a rămas în România. Mihăescu chestionează pe amicul său cu privire la planurile de nuntă ale acestuia cu prietena sa din străinătate, apoi povestește securității despre felicitările pe care aceștia și le trimit cu diferite ocazii și cu teama ca relația și dialogul lor să nu fie descoperite tocmai de securitate. Într-un alt episod, Mihăescu detaliază
Cum un amic își trimite prietenii străini cu valuta pe care o deține să-i cumpere diferite obiecte pe care el nu le putea cumpăra pentru că ar fi fost acuzat că deține ilegal bani străini? Mihăiescu subliniază chiar că a văzut cu ochii lui bancnota de 100 de dolari. Dacă ăsta nu este un scenariu prost, lipsit de umor, care privește fix pe Garcea, eu nu știu ce să mai spun. Nu în ultimul rând, scrie G4media.ro, întors de la munte din vacanța de după sesiunea de iarnă, Mihăiescu povestește securității cum doi prieteni ai săi au vrut să aducă la o petrecere patru studenți arabi, dar că un profesor s-a opus vehement. Mihăiescu își trage de limbă prietenii și află că aceștia aveau o relație veche de vreo 2 ani cu arabii și că ar fi vrut să permanentizeze prietenia cu ei, informații ce ajung la securitate cu ajutorul notelor scrise de prietenul lor, Mugur Mihăiescu. Mugur Mihăiescu, cunoscut mai mult pentru personajul polițistului Garcea, pe care l-a interpretat în emisiunea Vacanța Mare, povestea securității inclusiv întâmplări din vacanțele sau permisiile pe care le petrecea alături de prieteni. Așa că, stimați telespectatori, poate pentru unii din dumneavoastră s-a mai distrus un mit, omul liber, dacul liber, investitorul, umoristul, personajul Mugur Mihăiescu, Garcea, Leana, iată, și el a dat cu subsemnatul la securitate, dar deja parcă pe unde te duci, pe unde te mai învârți, pe unde te mai întorci și încerci să înțelegi ceva, apare câte un turnător la securitate, fie că e de categorie mare fost președinte de stat, fie că este de categorie ceva mai mică în al preasfințit, fie că este, iată, un personaj trist care pe vremuri îi făcea pe români, mă rog, să râdă sau poate chiar îi reeduca într-un mod foarte subtil. Așadar, îmi pare rău, ne pare rău să o spunem, inclusiv Mugur Mihăiescu a turnat la securitate. Astăzi, stimați telespectatori, se pare că o inițiativă civică foarte importantă a reușit să fie adoptată de Camera Deputaților. USR spune că este un moment istoric în Parlamentul României. E vorba de inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției fără penali în funcții publice. Camera Deputaților a adoptat inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției, inițiată și promovată de USR fără penali în funcții publice. Proiectul va trebui să treacă și de votul Senatului și apoi va fi supusă referendumului înainte de a intra în vigoare. Așadar, până la referendum, trebuie să treacă și de votul Senatului. Nu e câștigat războiul, e câștigată o luptă. S-au înregistrat 295 de voturi pentru, o abținere și niciun vot împotrivă. Propunerea legislativă prevede completarea articolului 37 din Constituție, dreptul de a fi ales, cu un nou text, potrivit căruia cetățenii condamnați la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție să nu mai poată fi aleși în organele administrației publice locale, în Camera Deputaților, în Senat și în funcția de președinte al României până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării. Liderul PSD, Alfred Simonis, a solicitat la începutul ședinței de plen ca membrii Comisiei Juridice să lucreze în paralel cu plenul pentru raportul la această inițiativă, astfel încât Camera Deputaților să dea un vot până la sfârșitul zilei. Așadar, acolo se pare s-au unit forțele politice. Cel puțin acest moment e unul de victorie, dar, așa cum se spune în fotbalul prost, o victorie de etapă. Ce se va întâmpla până la final rămâne de văzut, dar dacă această inițiativă va ajunge la referendum și va primi din partea noastră a cetățenilor votul, e bine, atunci s-ar putea să vedem în România o revoluție adevărată, adică un fel de punct 8 de la Timișoara și să vedem curățată țara de oameni care au și au avut probleme serioase din punct de vedere al legii, din punct de vedere penal. Pare în acest moment pare o utopie, dar nu știm, rămâne să vedem. Până acum ne bucurăm de această victorie, poate că va ajunge să devină și o realitate palpabilă care să-și facă efectul în viața de zi cu zi. Stimați telespectatori, ne apropiem de o scurtă pauză de publicitate, revenim cu ceea ce a fost, din păcate îndrăznesc să spun, știrea zilei. Victor Ponta, după ani de zile de procese, în sfârșit nu mai este doctor, așadar nu mai poate face injecții, cum spunea cineva, dar discutăm despre asta după pauză.
Sunt sigur că nu l-ați uitat pe Victor Ponta, un om care a jucat și încă mai joacă un rol important în politica românească. Este, dacă vreți, pupilul lui Adrian Năstase, cel care l-a adus pe scenă, cel care ni l-a prezentat. Victor Ponta a făcut și încă mai face o carieră frumoasă în politica românească și se pare are capacitatea de a trage sforile la un nivel care, sau pe, care pe mulți dintre noi ne depășește. Astăzi, Victor Ponta a pierdut definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul cu Ministerul Educației. Ponta contestase ordinul emis de ministrul Mircea Dumitru, prin care acesta îi retrăgea în 2016 titlul de doctor. Informația a fost confirmată pentru edupedu.ro de ministrul Educației Monica Anisie, care a declarat: în sfârșit se face dreptate. Sper că această decizie să fie un mesaj clar pentru cei care au vrut să plagieze. Acest lucru se pedepsește, să fie descurajați. Din păcate însă, în România, plagiatul a devenit el însuși o instituție și mai ales în zona instituțiilor de apărare, știm că plagiatul este realmente o ciupercă extinsă, întinsă, care a copleșit totul. De altfel, inclusiv diplomația rusească a vorbit în acești termeni despre politica românească. Așadar, România a devenit notorie datorită din cauza plagiatelor celor de la vârful țării. Ponta a fost, aș spune, primul mare caz de plagiat, adică de furt intelectual, adică de furt, ca să nu ne mai ascundem după cuvinte. Și iată, astăzi a venit, după ani de zile, o decizie definitivă. Respinge recursul declarat de recurentul reclamant Ponta Victor Viorel împotriva sentinței civile numărul 363 din 07 februarie 2017 a Curții de Apel București, secția 8 a Contencios Administrativ și Fiscal, ca nefondat, definitivă, pronunțată în ședință publică astăzi, se arată în minuta instanței. Informația a fost publicată inițial de jurnalista Emilia Șercan pe pagina sa de Facebook. Emilia Șercan e cea care a dat drumul acestei spețe, care a scos pe piață subiectul. Surse din Ministerul Educației au confirmat pentru edupedu.ro informația, precizând că soluția în alte curs de casație și justiție este definitivă și irevocabilă. Din punct de vedere procedural, în acest moment plagiatul este irevocabil, au precizat sursele edupedu.ro. Afacerea de plagiat a fostului premier Victor Ponta este cel mai mare scandal de corupție intelectuală din istoria României. Probabil unii dintre noi își spun și ce mare lucru, ce a făcut domnule, a luat dintr-o parte, a pus în alta, asta nu-i furt. Gândiți-vă că în urma acestui doctorat luat nu pe bune, ci pentru că a furat intelectual, cum o spune și această decizie definitivă, Victor Ponta nu a mai dat un examen pentru a deveni avocat, pentru a intra în barou. El, pentru că avea doctoratul, un doctorat care a fost, atenție, supervizat de Adrian Năstase, a intrat, a fost făcut direct avocat. Nu știm câți bani, pentru că sporul de doctorat îți aduce și niște bani la salariu. Așa e legea. Nu știm câte alte beneficii a avut Victor Ponta de pe urma acestui plagiat, de pe urma acestui furt, pentru că este furt. Cert este că s-a petrecut. Acum eu mă întreb și poate și dumneavoastră, oare n-ar trebui ca lui Victor Ponta să îi se revoce titlul de avocat, să nu mai aibă deci voie să profeseze, să îi se ia această titulatură? Mă întreb care este regula, care este legea în această privință, dacă e prevăzut așa ceva. Poate că în legea avocatului ar trebui să existe un paragraf în care să se specifice la modul concret ce înseamnă abatere de la etică și morală. Plagiatul din teza de doctorat a premierului în funcție la acea vreme a fost dezvăluit în 2012 de revista Nature, care a scris că Victor Ponta este acuzat că a plagiat în lucrarea de doctorat publicată în 2003. Nature a văzut documente compilate de o sursă anonimă care arată că mai mult de jumate din teza de 432 de pagini în limba română a lui Ponta constă în texte duplicate. Plagiatul a fost confirmat apoi de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, instituție întărită în baza legii educației aplicate de Daniel, apărută în baza legii educației aplicată de Daniel Funeriu. Ponta a desființat însă forul chiar în ziua în care acesta a anunțat verdictul. Poate vă mai amintiți scandalul. Într-o conferință susținută în ziua în care Nature a dezvăluit plagiatul, Victor Ponta l-a acuzat pe fostul ministru Daniel Funeriu că ar fi sursa informațiilor referitoare la plagiatul său. Nature este revista la care dă interviuri domnul Funeriu, a declarat Ponta. Că o fi fost așa, că a fost Funeriu sau nu, cert este că, iată, până la urmă s-a dovedit și a rămas definitiv, Victor Ponta a furat. Este doctor, i-a avut dreptul. Și, ca urmare a acestui drept pe care l-a căpătat necuvenit, el a beneficiat de foarte multe avantaje
în societatea românească, inclusiv avantaje bănești, să o spunem direct. Așadar, mă întreb, deci ce va face baroul București cu Victor Ponta în acest moment? Îl dă afară, îl păstrează, se face de râs cu un astfel de personaj, dar ce va face România cu un astfel de personaj dovedit ca fiind un mare hoțoman? Și asta e tot hoție, stimați telespectatori, dar pe undeva mă gândesc că la cât suntem noi românii de îngăduitori cu acest tip de hoție sau cu hoția în general, Ponta o să mai ciripească și o să mai cârie pe micile și marile ecrane oricât își va crede el de cuvință. Și mergem mai departe în București, că în Constanța nu s-a mai întâmplat mare lucru. E drept, am fost anunțați că vor dispărea vreo 1300 de locuri de parcare de pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu și de pe Mamaia, pentru că aceste bulevarde se refac conform unui proiect care nu presupune existența unor locuri de parcare, așadar o veste cât se poate de tristă pentru locuitorii orașului în general și pentru cei care locuiți și vă parcați mașinile pe acolo, dar cum altceva nu s-a prea mai întâmplat în Constanța, rămânem la foc mic aici. Trebuie să mergem în București, unde citim că se practică alba-neagra cu termoficarea capitalei. Țevile se sparg, dar firea nu se hotărăște care dintre apropiații ei să le repare și care să le înlocuiască. Pe zi ce trece, administrația firea Albinuța, cum îi spune atât de șăgalnic soțul ei, e tot mai departe de a le rezolva problema zecilor de mii de bucureșteni care rămân fără apă caldă în toiul verii. În loc să facă rost de bani și de oameni cu care să lucreze la repararea și înlocuirea conductelor care pocnesc, primarul mută resursele de la o firmă la alta, irosind timpul și totul pe nervii și banii bucureștenilor, scrie spotmedia.ro. Luni, în 13 iulie, nu erau raportate nici avarii și nici reparații programate la rețeaua de termoficare a capitalei. Asta înseamnă că toți bucureștenii aveau apă caldă după pofta inimii, nici vorbă. Se pare că locatarii din peste 1400 de blocuri, în care se află în medie cel puțin 35.000 de apartamente, primeau apă caldă sub parametri, adică deloc sau călduță. Din păcate, e o problemă comună în capitală, o problemă cu care oamenii resemnați aproape că au ajuns să se obișnuiască. De ce se întâmplă asta? Din cauza că vreme de zeci de ani, guvernul și primăria capitalei au preferat să cheltuiască banii publici pe orice altceva decât pe întreținerea și modernizarea sistemului îmbătrânit de termoficare din București. Dar, hei, vorbind despre București, însă ce se întâmplă în Constanța? CET, RADET, aceste găuri negre, aceste scandaluri permanente din orașul nostru sunt încă bine mersi la locul lor. Primăria chiar a achiziționat kilometri de țeavă îngropată în ideea că va face ceva și va reduce pierderile. Au fost niște cifre care anunțau niște reduceri ale pierderilor, desigur niște cifre mai degrabă necredibile, pentru că știm foarte bine în Constanța prețul gigacaloriei a crescut. La utilizatorul final, cum mi se spune, prețul a rămas același sau a crescut foarte puțin pentru că, ce să vezi, primăria compensează. Chiar dacă prețul gigacaloriei a crescut până la 600 de lei, să spunem 585 sau cât o mai fi, utilizatorul final plătește 2400-2500, dar diferența este plătită, spuneți dumneavoastră, stimați telespectatori, dragi constanțeni, de unde? Păi din banii primăriei, dar primăria de unde are bani? Are vreo tiparniță? Nu. E vorba despre banii constanțenilor. Așadar, nu se fac investiții în Constanța, în schimb, primăria este nevoită să acopere prețul gigacaloriei, aproape două treimi din el. De ce? Pentru că, din păcate, prețul gigacaloriei este foarte mare, atât de mare încât constanțenii nu ar putea să-l plătească integral. Și atunci, iată, deci primăria nu face decât să acopere incompetența și marea clică plasată fie la Radet, fie cine știe pe unde în acest oraș. Așadar, este aici o logică atât de puternică, de strânsă, o logică potrivită în București și potrivită, desigur, și în Constanța, asta ca să nu ne imaginăm că dacă vorbim despre București, Constanța rămâne cumva neacoperită. Cum funcționează sistemul în București? Centrale Elcen livrează apă fierbinte prin conducte groase, numite magistrale TUR, spre cele peste 1000 de puncte termice din oraș. Această apă trece în punctele termice prin dispozitive numite schimbătoare de căldură. În schimbătoare, apa de la Elcen înfierbântă apa din alte țevi, care ajunge la robinete. Prin apa sosită în punctele termice, prin conductele magistrale TUR, se întoarce la centralele care au livrat-o prin conducte la fel de groase numite magistrale de retur. Apa ajunge la Elcen, la punctul termic, așadar
Așa cum se întâmplă și în Constanța, în capital, în București, probabil și în alte orașe, e o mare problemă. Dincolo de pierderile de pe rețelele vechi, avem și o administrație impotentă, incapabilă să rezolve o problemă care duce la pierderi imense, pierderi financiare imense, care trag realmente orașele înapoi și o fac la modul cel mai evident. Și iată și un articol care vorbește exact despre asta, Capitalismul de stat. Una dintre companiile primăriei sector 3 a înregistrat pierderi de 13,7 milioane lei în 2019. Cum e posibil așa ceva? Administrația străzi, sectorul 3, AS3, una dintre companiile primăriei sectorului 3, înființată la propunerea primarului Robert Negoiță, a înregistrat în 2019 pierderi de circa 13,7 milioane lei, potrivit bilanțului contabil aprobat luni de Consiliul Local. Societatea a fost plătită de primăria sector 3 să facă lucrările de modernizare din parcul Pantelimon și cele de amenajare peisagistică de pe Bulevardul Burebista și Decebal. Potrivit bilanțului contabil pe anul 2019, compania AS3 Administrare Străzi are venituri de 66,8 milioane lei și cheltuieli de 80,6 milioane lei, o pierdere de 13,7 milioane lei, niște milioane bune de euro, ca să fie și mai simplu. Contactat de hotnews.ro, primarul sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că o parte din cele 13,7 milioane lei sunt garanții depuse pentru lucrările efectuate, dar restul sunt pierderi. Rămâne să vedem ce se întâmplă exact acolo, probabil vor mai apărea date. Nu știm dacă sunt chiar pierderi până la urmă sau dacă e vorba mai degrabă despre punct incompetență și cheltuieli care sunt mai degrabă nu le-aș spune ilicite, dar cu siguranță imorale. Asta se întâmplă în București, asta știm că se întâmplă peste tot și probabil chiar și în frumoasa noastră urbe, în Constanța. Astăzi, stimați telespectatori, este Ziua Națională a Franței, Alele Bleu. Suntem o nație francofonă, datorăm atât de mult Franței. Privirile noastre sunt, desigur, de multă vreme cultural îndreptate înspre Statele Unite, dar noi suntem, de fapt, o Franță miniaturală, Bucureștiul este micul Paris, nostalgia după Franța este în continuare, zic eu, prezentă pe undeva în România. Deși copiilor nu le mai place să învețe limba franceză pentru că este o limbă dificilă, așa cum este și limba română de altfel. Ziua Franței nu se putea altfel în Paris decât cu demonstrații în stradă, nu se putea altfel decât cu proteste. N-aș spune un exemplu pentru noi românii, dar pentru că e Ziua Franței, haideți să vedem și noi ce s-a petrecut acolo. Cam asta în Paris, stimați telespectatori, dar ne întoarcem la alte probleme, nu neapărat strict locale, dar pentru cei care totuși vor să meargă în Grecia, să știți că au apărut știri noi, a fost devansat termenul privind obligativitatea prezentării unui test negativ pentru COVID-19 la intrarea în Grecia. Termenul de la care se aplică obligativitatea prezentării testului molecular negativ pentru infecția cu COVID-19 la intrarea în Grecia a fost modificat, astfel deși inițial autoritățile elene au comunicat că această condiție se aplică începând cu 15 iulie ora 6, termenul a fost devansat, acesta fiind 15 iulie ora 0. Prin urmare, de la miezul nopții de marți spre miercuri, turiștii au obligația de a prezenta un test negativ COVID-19 la intrarea în Grecia,
Asta pentru că foarte mulți s-au grăbit să fie acolo înainte de termenul de 6 dimineața. Iată însă că termenul a fost devansat, așa că de la ora 0 încolo există această obligație. Cei care s-au gândit că ar putea, mă rog, fenta sau ar putea să se strecoare prin faldurile sistemului, se pare că s-au dus degeaba. Sperăm să nu își cumpere din alea contrafăcute, pentru că probabil deja autoritățile știu și sunt pe fază. Testele trebuie făcute în laboratoare acreditate, iar certificatele trebuie să fie emise în limba engleză și să conțină numele și prenumele persoanei testate, precum și seria și numărul cărții de identitate sau ale pașaportului persoanei respective. În acest moment aș putea să jur, mulți dintre cei care se gândeau că ar putea să ajungă totuși în Grecia, își fac alte planuri și poate se gândesc așa sadomaso să vină pe litoralul românesc. N-au mai apărut știri cu note de plată din categoria super umflate, au fost însă destule glume făcute pe această temă, glume din categoria Bill Gates nu-și mai permite să cumpere hamsi în Mamaia Nord. Mergem mai departe, tot USR ne anunță Comisia de Apărare din Senat a eliminat prevederea ce limita exercitarea funcției de rector la 2 mandate. Așadar, Comisia de Apărare din Senat, coraportoare la proiectul de lege care modifică legea educației naționale în ceea ce privește învățământul militar, a aprobat eliminarea prevederii care limita exercitarea funcției de rector la 2 mandate complete, a anunțat USR, care a precizat că s-a opus acestui demers potrivit Agerpres. Comisia de Apărare din Senat este coraportoare la proiectul de lege de aprobare a OUG 79/2020. Potrivit unui comunicat de presă al USR, măsura a fost adoptată prin votul majorității senatorilor PSD și PNL la propunerea social-democratului Tit Liviu Brăiloiu. USR susține că nu este pentru prima dată când partidele aparținând vechii clase politice și frăția rectorilor încearcă modificarea legii educației naționale în sensul feudalizării învățământului universitar. Liviu Pop, care voise încă de la ședința Comisiei de Învățământ să depună acest amendament, dar nu găsise înțelegerea unor membri ai Comisiei, a profitat de serviciul colegului său de partid și a cerut votul favorabil și în Comisia de Învățământ, unde s-a reîntors propunerea. Cu votul PSD și al PNL, în ciuda împotrivirii USR, propunerea a fost adoptată. Menționez că venind abia la Senat, amendamentul nu a trecut prin votul Camerei Deputaților, deci bicameralismul nu a fost respectat. Dacă legea va fi adoptată la Senat, Camera decizională, rectorii nu vor mai putea fi limitați la mandatele pe care le au acum, adică 2 mandate, vor putea candida la câte un nou mandat pentru tot restul carierei lor, a afirmat senatorul USR Vlad Alexandrescu, citat în comunicat. USR amintește că a depus în actuala legislatură 2 proiecte de lege de democratizare și creșterea integrității și transparenței academice, inclusiv prin limitarea la 2 a mandatelor rectorilor. Se pare însă că situația are șanse să se schimbe în avantajul celor care, evident, se află acum în funcție și care ar putea, asemeni primarilor, să își ducă la nesfârșit mandatele cât cred ei de cuviință. Să sperăm că nu se întâmplă asta, pentru că învățământul universitar din România este, oricum, n-aș spune în cădere liberă, dar nu se simte prea bine. Asta ne mai trebuie încă o mare familie, încă o uriașă clică pe care rectorii pe viață ar putea să o întrețină dacă legea le permite asta. Și, stimați telespectatori, ne întoarcem în județul Constanța, unde ABADL face din nou ordine, din fericire, pe plaje. De data asta a ajuns la Tuzla, acolo este o pădure sau a fost, mai e ceva din ea, o pădure sălbatică foarte frumoasă, doar că acolo s-au petrecut tot felul de ilegalități. ABADL a ajuns acolo și a constatat ilegalitățile. Așadar, au fost echipe mixte de control care au verificat la sfârșitul săptămânii trecute legalitatea construcțiilor și activităților desfășurate pe plaja și faleza din localitatea Tuzla. Din cadrul echipelor mixte au făcut parte specialiști de la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, de la Direcția de Sănătate Publică Constanța, de la Garda Națională de Mediu. Activitatea s-a finalizat cu o măsură de remediere a deficiențelor constatate și o amendă de 25.000 de lei pentru construcții ilegale și nerespectarea măsurilor impuse. Câțiva operatori au fugit la apariția inspectorilor ABADL și nu s-au putut face verificări în aceste cazuri. În același timp, pentru alte neconformități constatate care nu țin de competența ABADL, au fost notificate Primăria Tuzla, Căpitania Zonală Constanța, Garda de Coastă și Poliția Tuzla. Așadar, acolo pe mal
s-au construit tot felul de barăci, care mai de care mai distruse și mai urâte și ilegale, bineînțeles, care evident poluează pentru că n-au scurgeri și uite așa, încă o zonă care era o relativ sălbatică, adică bună, plăcută pentru relaxare, a devenit o investiție realizată sub ochii primăriei Tuzla, bineînțeles. Tot acolo, inspectorii din cadrul ABD au constatat existența pe plajă a unor embarcațiuni destinate agrementului nautic, schijeturi și bărci cu motor, fără a exista bază de agrement nautic. Astfel s-a înștiințat Capitania Zonală Constanța și Garda de Coastă că desfășurarea acestei activități în apropierea zonei de îmbăiere constituie pericol, precum și un obstacol pentru turiștii aflați în zona de îmbăiere și au solicitat intervenție, etc. Ne bucurăm că se întâmplă asta, ABD face treabă, Bogdan Bola lucrează și asta nu poate decât să fie un exemplu, o bucurie, dar și un exemplu pentru alte instituții care ar trebui să fie puse la treabă, că uite, se poate. Și pe ct100.ro, o întrebare foarte importantă de la Alex Popescu, cât de mult se braconează în Delta Dunării? Răspunsul corect la întrebare, scrie domnul Popescu, nu-l știe probabil nimeni, se știe însă care sunt rezultatele acțiunilor antibraconaj pe teritoriul rezervației biosferei Delta Dunării în perioada 1-1-30-6-2020, care tocmai ce au fost prezentate de rezervația biosferei Delta Dunării. Astfel, în prima jumătate a anului 2020, ca urmare a controalelor efectuate în teren de toate instituțiile cu competențe, se pot prezenta următoarele rezultate. Au fost 1841 de controle, au fost verificate 126 de obiective și 1216 mijloace de transport, embarcațiuni și vehicule. În urma acestor controle s-au înregistrat 131 de dosare penale, s-au constatat 186 de infracțiuni, 176 de persoane au fost cercetate în domeniul piscicol și au fost constatate și aplicate un total de 2685 de contravenții, în valoare totală de 2 milioane și ceva de lei. De asemenea, au fost confiscate 16.500 de kilograme de pește de 16 tone și jumătate, de diverse specii, 80 de kilograme de icre, un total de 4.226 de unelte de pescuit, 38 de embarcațiuni, un dispozitiv electric de pescuit, 33 de motoare pentru embarcațiuni și un număr de 17 autovehicule. Sperăm, desigur, că legea poate fi impusă, se impune și poate fi impusă, pentru că dacă instituțiile se ocupă de asta, atunci trăim și noi într-o lume ceva mai curată, ceva mai bună. Asta, desigur, așteptăm și de la Edilul Constanței, de la instituțiile, la administrația constanțeană. Și pe finalul emisiunii să îl pomenim din nou pe Tudorel Chesoi, care, iată, s-a dezlănțuit la adresa lui Decebal Făgădău. Îl citez, administrația publică a ignorat pur și simplu o mare parte a orașului nostru, citat de Cristian Hagi pe ct100.ro. Tudorel Chesoi, care a fost și invitatul nostru prin telefon și invitatul colegilor noștri aici în studio, președintele Alianței Național Țărăniste, a organizat o conferință de presă inedită în spatele unor blocuri din cartierul Inel 2. Acolo el s-a dezlănțuit la adresa lui Decebal Făgădău, despre care spune că se află la conducerea orașului de 10 ani, dar nu a reușit să facă nici măcar unele lucruri absolut firești, cum ar fi puțină ordine și curățenie. Noi țineam pasul cu Bucureștiul, eram pe locul 2. Bine, asta mai degrabă în mitologia urbană. Nu-mi imaginez că am fost vreodată pe locul 2. Acum cred că suntem pe ultimele locuri și o spun cu tristețe. De vină nu sunteți nici dumneavoastră, nici eu. De vină este administrația locală condusă de Decebal Făgădău, în calitate de viceprimar și primar de 10 ani. Domnii viceprimar și domnul primar nu au nicio justificare pentru modul cum arată aceste zone. De fapt, 3/4 din orașul nostru, administrația publică a ignorat pur și simplu o mare parte a orașului nostru. Dar o mare parte, dar ce n-a fost ignorat, e bine, s-a umplut de stâlpișori și asta nu ne bucură, dar măcar ne face să zâmbim amar. Sperăm desigur la o schimbare, ne pregătim pentru ea. Deocamdată însă Tudorel Chesoi, USR, PNL, trebuie să mai stea de vorbă și să transmită un mesaj de unitate și nu unul de aroganță, suficiență, unul care, desigur, nu face decât să-i netezească calea celui pe care Tudorel Chesoi îl critică. Stimați telespectatori, oprim aici, ne oprim aici cu emisiunea, ne revedem mâine de la ora 20. Până atunci, rămâneți cu Dobrogea TV. Vă mulțumim pentru atenție, cele bune, seară frumoasă!